Teroare în Japonia. Două persoane au fost ucise și cel puțin 19 înjunghiate într-o stație de autobuz de lângă Tokyo. Atacul a fost comis în orașul Kawasaki de către un bărbat înarmat cu două cuțite. Acesta a înjunghiat mai mulți elevi care se pregăteau să urce într-un autobuz școlar într-o stație din oraș. Ulterior a urcat în mijlocul de transport unde și-a continuat atacul. Atacatorul în vârstă de aproximativ 50 de ani a decedat după ce și-a provocat mai multe răni în zona gâtului. A doua persoană care a fost ucisă este un bărbat în vârstă de 39 de ani. Aflat într-o vizită oficială la Tokyo, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis că se roagă pentru victime.